la Evrei, capitolul 13 și versetul 16. O să citesc un singur verset de aici, dar majoritatea mesajului va fi din 2 Corinteni 8 și 9. Sunt două capitole care ne învață despre dărnicie. Dar o să încep aici cu acest verset în Evrei. Evrei, capitolul 13 și versetul 16 ne spune așa. Și să nu dați uitării binefacerea și dărnicia, căci lui Dumnezeu jertfe ca acestea îi plac. Amin. Binefacerea și dărnicia este titlul acestui mesaj în seara aceasta. Binefacerea și dărnicia, vedem o jertfă plăcută Domnului, lui Dumnezeu jertfe ca acestea îi plac. Nu sunt singurele, o să învățăm și despre alte jertfe, anul acesta, plăcute Domnului. Dar în seara aceasta să ne îndreptăm către acestea. Și haideți să ne uităm în 2 Corinteni, capitolul 8. Și aș vrea să vă citesc acum de la versetul 10 până la 12. 2 Corinteni, capitolul 8, de la versetul 10. Și în această privință vă dau un sfat spre folosul vostru. Nu numai să faceți ceea ce ați început și ați dorit să faceți acum un an. Da? Vă sună familiar? Acum un an. Dar acum să și terminați de făcut. Pentru ca, după cum ați fost gata să doriți să o faceți, tot așa să fie și o înfăptuire potrivit cu mijloacele voastre. Căci dacă este bunăvoință, darul este primit. Potrivit cu ce are cineva, nu cu ce nu are. Am învățat în luna aceasta, pe această temă despre dărnicia creștină, în prima duminică, dacă vă amintiți, am învățat că dărnicia este binecuvântare. Este mai binecuvântat să dai decât să primești. Însă nu toți o s-o puteți așa. Unii o s-o puteți ca pe o povară. Ah, iar e colectă. Iar trebuie să dau ce. Oh, iar să împlini luna. Iar am luat salariul. Iar trebuie să dau 10 iar. Oh, iar partea Domnului. Iar aia. Iar trebuie. Unii sau alții o privesc ca pe o datorie, ca pe o obligație. Și dimineața trebuie să mă scol, să mă duc la servici, n-am niciun chef, dar asta e, trebuie să fac. Tot așa, unii privesc dărnicia creștină ca pe o obligație, o datorie. Și o fac, o fac, dar din obligație, din datorie. Alții o privesc doar ca pe o afacere. Poate nu vă vine să credeți, dar mulți privesc faptele de caritate și dărnicia ca pe o investiție. Da? Păi nu zice Biblia, dă și ți se va da. Și chiar este și adevărat. Și pentru mulți, asta este singurul motiv pentru care fac acte de caritate și fapte bune și dăruiesc, ca să le dea Dumnezeu lor înapoi mai mult și să aibă grijă de ei. Deci, o investiție. Ei investesc, nu dăruiesc. Da. De aceea, îi mai spunem și binecuvântarea uitată la această dărnicie creștină, îi mai spunem și binecuvântarea uitată sau trecută cu vederea, fiindcă mulți nu o socotesc ca pe binecuvântare și v-am mai explicat, fiindcă ea nu este trecută în lista cu fericire sau cu binecuvântări din discursul Domnului Iisus Hristos. Mulți o fac nu pentru că vor, așa, nu pentru că așa îi place Domnului, ci pentru că sunt datori. Dar cei care practică dărnicia așa cum îi place Domnului, o fac pentru că sunt mulțumitori, pentru că se consideră binecuvântați și pentru că, iată, nu se îngrijorează de ziua de mâine și numai de nevoile lor. De-aia este mai binecuvântat să dai decât să primești. Fiindcă cei bucuroși dau, fiindcă cei care nu se îngrijorează de nevoile lor dau, fiindcă cei care inima lor dă pe deasupra se gândesc la alții. Cei binecuvântați dau așa cum îi place Domnului. Sunt și alții care dau cu alte motive, am văzut. Dar cei care dau așa cum îi place Domnului, dau fiindcă se consideră binecuvântați, dau fiindcă sunt mulțumitori. De asemenea, am învățat că dărnicia creștină este un privilegiu, este o onoare, un har. Și începem să dăruim așa cum îi place Domnului, numai după ce ne-am dat pe noi înșine Domnului cu tot ce avem. Nu poți să dai ceva Domnului care să fie plăcut, înainte să te dai pe tine însuți Domnului. Așa am învățat în 2 Corinteni 8 cu 5, au făcut aceasta nu mai cum sperase, ci s-au dat mai întâi pe ei înșiși Domnului și apoi nouă nevoilor oameni. Este un har și începe atunci când te dai cu totul Domnului.
De asemenea, aș vrea să învățăm în seara aceasta că dărnicia creștină este o lucrare creștină, o jertfă, am citit în evrei, o jertfă plăcută Domnului. Și de aceea Pavel spune în evrei să nu dați uitării aceste lucruri. Să nu dați uitării binefacerea și dărnicia, adică practicați-le. Practicați-le. Este plăcută înaintea Domnului. Atunci haideți să observăm câteva caracteristici ale dărniciei plăcute Domnului din aceste capitole 2 Corinteni 8 și 9. Mai întâi, în versetul 12, pe care l-am citit puțin înainte, din capitolul 8, spune că și dacă este bună voință, darul este primit. Dacă este bună voință. Una dintre caracteristicile dărniciei plăcute Domnului trebuie să fie bună voința. Să dăruiești cu bună voință. Dacă este bună voință, darul, la ce dar se referă? Lucrarea, jertfa, dărnicia, este primit. De cine este primit? De cel care are nevoie. Cel care are nevoie îl primește oricum, nu? Și dacă dai de bună voie, și dacă dai de silă, și dacă dai de ochii lumii, el tot îl primește. De obicei. Dacă chiar este în nevoie. Dar aici se referă de Dumnezeu. Că stai puțin, noi de un Dumnezeu, Dumnezeu nu are nevoie. Dar acesta, dărnicia creștină, este o jertfă plăcută lui Dumnezeu. Deci, mulți dăruiesc și se uită la cât de impresionați sunt oamenii de darurile lor. Da? De aceea ei vor să fie văzuți, ei vor să dea numele lor. Ei nu vor să dea numele bisericii, anonim. Ei vor să fie văzuți, ei vor să se știe, ei vor să fie numele lor scris acolo. Pentru că ei sunt interesați de reacția oamenilor. Ăsta, ce mi-a dat ăsta. Dar noi trebuie să fim interesați de reacția lui Dumnezeu. Dacă este bună voință, darul este primit. Nu de oameni se referă aici, ci de Dumnezeu care primește jertfa noastră dacă este plăcută înaintea lui. Cain și Abel, doi frați, au adus fiecare câte o jertfă Domnului și s-au închinat. Dumnezeu a primit jertfa unuia dintre ei și a respins jertfa unuia dintre ei. Deci, iată ce spune aici. Dărnicia nu depinde de bogăție. De multe ori oamenii spun, păi lasă de aia bogați, că aia au de unde să dea. Aici nu spune dacă este bogăție, darul este bine primit. Spune dacă este bunăvoință. Orice om poate să aibă bunăvoință sau poate să aibă reavoință. Da? Iată că dărnicia plăcută Domnului nu depinde de bogăție, ci depinde de o inimă binevoitoare, care nu dăruiește de ochii lumii ca o datorie sau ca o obligație, ci dăruiește de bună voie. Și spune mai departe, potrivit cu ce are cineva, nu cu ce nu are. Dumnezeu nu ne va cere niciodată ce nu avem. El mai întâi ne dă și apoi așteaptă de la noi să facem ceva. Amin? Dumnezeu știe ce avem, Dumnezeu știe ce ar trebui să facem în privința aceasta și știe ce așteaptă de la noi. Problema nu este că avem sau nu avem, asta e treaba lui Dumnezeu să ne asigure ce să dăruim. Problema este la inima noastră, să fie binevoitoare. Acolo unde este bunăvoință, darul este primit. Nu contează suma, adică contează, ea trebuie să fie în comparație cu ce ai, da? Contează, dar nu contează în comparație cu alții. Pentru că darul este primit potrivit cu ceea ce are cineva, nu cu ceea ce nu are. Sigur, exemplul clasic este văduva cu doi bănuți din templu. Atunci când aduce la vestăria templului doi bănuți. Câți dintre oameni de acolo au apreciat darul acelei văduve? Aproape nimeni. Dar când bogații au dat drumul la aur și argint, de ce dădeau ei drumul așa de sus la aur și argint? Ca să fie primit de Dumnezeu? Ca să-i vadă oamenii. Ca să-i vadă oamenii. Omul se uită la ce izbește ochiul, ne spune Scriptura. Dar Dumnezeu se uită la inimă. Oamenii au văzut argintul și aurul bogaților. Dar Dumnezeu a văzut inima văduvei. Când este bunăvoință, darul este primit. Potrivit cu ce are cineva,
nu cu ceea ce nu are. De asemenea, Dumnezeu nu se încrede în promisiunile noastre, ci vrea să vadă și o înfăptuire. Este nevoie de bunăvoință ca să ducem și la bun sfârșit ceea ce am început. Spune aici în versetul 10, în această privință vă dau un sfat care este spre folosul vostru. Nu numai să faceți ceea ce ați început și ați dorit să faceți acum un an. Vedeți, noi promitem. Noi promitem acum pentru misiune. Noi promitem Domnului în inima noastră. Noi facem angajamente. Anul ăsta o să fac așa, o să fac așa, o să doresc așa, o să dau zeciuială, o să vin la biserică, o să fac aia. Noi începem să facem anumite lucruri. Începem să facem multe lucruri. Dar, în versetul 11, spune, dar acum să și terminați de făcut. Dumnezeu se bucură când începem, dar Dumnezeu se așteaptă să și terminăm. Amin? Se poate baza Dumnezeu pe noi? Se poate baza cineva pe noi? Că dacă am spus un lucru, îl și facem? Dacă am început ceva, îl ducem la bun sfârșit? Este nevoie și pentru aceasta de bunăvoință. Să înfăptuim până la capăt cu bunăvoință. Nu de silă. Ce n-aș da să nu fi promis asta? Ce n-aș da să nu fi făcut? Să nu fi început asta? Nu de silă trebuie să împlinim, ci cu bunăvoință, cu bunăvoie. Așa îi place lui Dumnezeu să terminăm. Și din nou spune aici versetul 11 să fie și o înfăptuire, după cum ați promis, după cum am început să și terminați, să fie o înfăptuire și din nou spune potrivit cu mijloacele voastre. Dumnezeu știe care sunt mijloacele noastre. Dumnezeu știe ce putem să facem, pentru că El ne dă aceste mijloace. Amin? El știe. Vedeți, niciodată problema nu este a banilor în dărnicie. Niciodată nu este problema. Problema este a inimii. Niciodată, dacă nu facem o dărnicie plăcută Domnului, nu o facem din cauza că suntem săraci. Nu din cauza asta nu facem. Din cauza că nu avem inima potrivită. Trebuie să fie o inimă bună, binevoitoare. Dacă există bunăvoință, vom face și vom termina ce am început. Dumnezeu ne va ajuta să terminăm dacă există bunăvoință. Dacă nu există bunăvoință, găsim tot felul de scuze, găsim tot felul de alte lucruri pe care să le începem și să aducem motive că nu mai putem să facem. Dar dacă există bunăvoință, Dumnezeu ne va ajuta și vom face și vom termina ce am început, din nou, potrivit cu mijloacele noastre. Și va fi o jertfă plăcută Domnului, va fi un dar bine primit de Domnul. Noi nu trebuie să fim mai interesați de ce zic oamenii, ci de ce zice Domnul. O a doua caracteristică a dărniciei plăcute Domnului de aici este cu generozitate. Dărnicia plăcută Domnului trebuie să fie generoasă. Capitolul 9, 2 Corinteni 9 și versetul 5 spune așa. De aceea am socotit necesar să îi dăm pe frați să meargă la voi mai devreme și să pregătească strângerea darurilor promise de voi mai dinainte, ca ea să fie gata, ca o binecuvântare, nu ca o zgârcenie. Ce urât este cuvântul ăsta când e vorba despre creștini. Să fie gata ca o binecuvântare, nu ca o zgârcenie. Dărnicia creștină, dărnicia plăcută Domnului, este și trebuie să fie caracterizată de generozitate. Nu, potrivit cu ce are cineva, nu cu ce n-are. Dumnezeu știe. Cum a fost dărnicia văduvei, doi bănuți? A fost generoasă sau zgârcită? A fost foarte generoasă. Amin? Nu contează valoarea banilor. Contează cât a însemnat pentru ea. Spune, a dat tot ce avea. A dat cu generozitate. Dărnicia creștină trebuie să fie caracterizată de generozitate și nu de zgârcenie. Domnul îți dă cât ai nevoie. Am văzut și în predica dinainte. Dumnezeu îți dă ce îți trebuie. Amin? Dumnezeu știe ce îți trebuie și Dumnezeu nu are niciun motiv să nu-ți dea ce îți trebuie. Dumnezeu îți dă ce îți trebuie. Nu fi zgârcit. Nu fi ieftin cu Dumnezeu, așa cum zic în limba engleză. Când cumperi materiale pentru tine și mâncare pentru tine, îți cumperi din alea de firmă bună. Când cumperi ca să dai la alții de Crăciun, cumperi din alea ieftine pentru alții. Da? Nu fii ieftin cu Dumnezeu. Nu fii zgârcit. Fii generos
nu-i da Domnului firimiturile sau resturile. Două imagini nu se potrivesc nici cum unui creștin. Nu-i stau bine, nu-i șa de bine unui creștin în niciuna din aceste portrete, din aceste imagini. Una dintre aceste imagini este zgârcenia, când este vorba de dărnicie. Nu doar de bani, și de timpul tău, și de ajutorul tău, și de energia ta, fii generos. Dăruiește-te cu totul. Apostolul Pavel spune Corintenilor, cheltuiesc cu bucurie din ce este al meu și mă consum pe mine însumi, viața mea, mă consum pentru voi. Nu zice, n-am timp, am altceva de făcut. Nu zice, mergeți, căutați-vă de mâncare. Mă refer acum la înmulțirea pâinilor. Nu neapărat e vorba de mâncare. Dar e vorba când niște oameni au nevoie de un îndemn, de un cuvânt al lui Dumnezeu și chiar de ceva de mâncare. Nu spune, mergeți în altă parte. N-au nevoie să plece, a zis Domnul Iisus. N-au nevoie să plece. Dacă au venit la slujitorii lui Dumnezeu, dacă au venit la copiii lui Dumnezeu, voi ar trebui să știți, să le spuneți și să le dați tot ce au nevoie. Zgârcenia nu se potrivește copilului lui Dumnezeu. De asemenea, în extrema cealaltă, risipa nu se potrivește. Să nu fii zgârcit nu înseamnă să fii risipelnic. Pentru că noi trebuie să fim niște buni ispravnici, amin? Niște buni administratori. Și când este vorba de administrare, nu trebuie să risipim bogățiile pe care le pune Dumnezeu la dispoziție. Dar trebuie să avem grijă că e o linie fină aici între a fi un ispravnic bun și a fi zgârcit. Da? Creștinii nu trebuie să fie zgârciți, trebuie să fie generoși. Nu fi nici zgârcit, nu fi nici respenic cu resursele pe care ți le dă Dumnezeu, dar fi generos. Așa e și devine unui copil al lui Dumnezeu. Lasă ca darul tău să fie o binecuvântare, spune aici, nu o zgârcenie. În Proverbe, capitolul 3 și versetul 9, Proverbe, capitolul 3 și versetul 9 spune așa, cinstește pe Domnul, onorează-L pe Domnul cu ceea ce ai. Nu cu ceea ce nu ai, cu ceea ce ai. Darul este potrivit cu ce are cineva. Nu te mai scuza că tu nu ai. Dumnezeu nu-și cere ce nu ai. Dumnezeu numai ce ai se așteaptă. Deci, cinstește pe Domnul cu ceea ce ai și cu cele din tâi roade din venitul tău. Aici este principiul, adu-i cinste Domnului, adu-i onoare Domnului prin felul în care dăruiești. Cum adică? Nu contează atât de mult cât dăruiești și inima cu care dăruiești. Cum adică să-L cinstești pe Domnul cu ceea ce ai? Este vorba despre principiul celor din tâi roade, principiul primelor roade. Este o lege în Vechiul Testament în care ei trebuiau să aducă Domnului din primele roade. Nu din resturi, nu după ce își umpleau ei hambarele, nu după ce nu mai aveau unde să pună, nu dacă le mai rămânea ceva, ci din prima recoltă, din primele roade. Așa cinstești pe Domnul. Dăruiește pentru lucrul Domnului din cele din tâi roade, din tot venitul tău. Așa ești generos. Nu fii zgârcit. Nu zice, stai să văd dacă mai rămâne ceva. Stai că nu se știe sigur. Nu-i da Domnului firimiturile. Nu-i da Domnului resturile. Cinstește-L cu cele din tâi roade din tot venitul tău. Lucrul ăsta e foarte simplu. Dumnezeu îți pune ceva în mână. Prima cheltuială pe care trebuie să o faci este partea Domnului. Apoi, dacă ai promis ceva pentru misiune sau dacă ai făcut alte promisiuni, după aceea plătește-ți factura de curent, de gaz, hrană și alte lucruri. Principiul primelor roade. Puneți-mă la încercare, zice Dumnezeu, și veți vedea. Dacă nu, voi deschide ferestrele cerului și voi turna peste voi potop de binecuvântare, belșug de binecuvântare. Dă-i Domnului ce ai mai bun. Și în 2 Corinteni, capitolul 9, următorul verset 6, tot aici la principiul generozității sau la această caracteristică a generozității, spune, dar să știți, cine seamănă puțin, puțin va secera. Cine seamănă mult, mult va și secera. Aici este un alt principiu din Galateni 6 cu 7, principiul seceraștului, semănatului și seceratului.
Este clar, este limpede ca bună ziua. Cine seamănă puțin, puțin va secera. Cine seamănă mult, mult va și secera. Dă-i Domnului cu generozitate. Nu vreau să mai... Sau hai să citesc doar așa, să vă spun câteva versete în cartea prorocului Hagai. Este o întâmplare aici și nu am timp să o arăt pe delete înaintea dumneavoastră, dar ei au venit din robie și trebuiau să construiască templul. Dumnezeu i-a dus înapoi din robie, din Babilon, și trebuia să construiască casa Domnului. Ei au fost foarte bucuroși la început, au început să aducă pentru construcția casei Domnului, dar după aia imediat au zis, stai puțin, că ne trebuie și nouă case. Stai puțin, că avem și noi nevoie, și au lăsat lucrul la casa Domnului, în paragină, și au început să-și facă pe ale lor. Și au uitat să se mai apuce de lucrul Domnului. Și spune aici în Hagai, capitolul 1 și versetul 2. Așa vorbește Domnul oștirilor. Poporul acesta zice, n-a venit încă vremea pentru rezidirea casei Domnului. N-a venit încă vremea să dăruiesc pentru Domnul. N-a venit încă vremea. Dar pentru ce a venit vremea? Spune în versetul 4. Domnul le răspunde prin prorocul său, Hagai. Dar oare pentru voi a venit vremea să locuiți în case la aprisate, în timp ce casa aceasta stă dărâmată? N-a venit încă vremea pentru Domnul. De ce? Pentru că este vremea pentru mine acum. Nu fi zgârcit cu Domnul. Fii generos. Și în versetul 9 le spune Dumnezeu aici, în Hagai 1:9, vă așteptați la mult și iată că ați avut puțin. Când l-ați dus acasă, eu l-am spulberat. De ce? Zice Domnul oștirilor, din cauza casei mele, care stă dărâmată în timp ce fiecare dintre voi aleargă pentru casa lui. În timp ce fiecare dintre voi aleargă pentru el. Deci, dărância plăcută Domnului este cu generozitate, nu cu zgârcenie. O a treia caracteristică, în următorul verset, din 2 Corinteni 9 și versetul 7, 2 Corinteni 9 cu 7, fiecare să dea după cum a hotărât în inima lui, nu cu părere de rău sau de silă, căci Dumnezeu iubește pe cine dă cu bucurie. Aceasta este caracteristica dărâncii plăcute Domnului, cu bucurie. Cu bucurie. Dumnezeu iubește, adică Dumnezeu se bucură de cel care dă cu toată inima, nu de silă, nu să aibă regrete, nu cu părere de rău, ci cel care dă cu bucurie. Acum, eu vreau să ne punem o întrebare. Dar de ce să fiu trist? Știu că trebuie să dau Domnului partea lui, știu că am promis să... Cum este zicala aceea? Când îi dai, îi bucuros și când îi cer, se întristează, îi pică fața. De ce ar trebui să fiu trist? Oare n-ar trebui să fiu bucuros? Uite cum stau lucrurile. Dumnezeu vrea să folosească puținul meu ca să facă o lucrare în viețile altor oameni. Asta ar trebui să mă bucure, să mă onoreze. Amintiți-vă, cred că v-am spus și data trecută despre acel băiețel cu cele 5 pâini și 2 pești. De ce să fiu trist când din puținul meu Dumnezeu vrea să atingă atâtea vieți? Poate în Coștei, poate în Budapesta, poate în Preșmăr, poate... A, păi da, dar eu nu știu de ei și ăia nici mă știu pe mine. Ce trebuie să te știe pe tine, să te laude pe tine? Nu-i treaba noastră. E treaba lui Dumnezeu. Dar eu ar trebui să fiu bucuros că Dumnezeu vrea să folosească puținul meu ca să atingă atâtea vieți ale altor oameni. Asta este o ocazie de bucurie, nu de tristețe. Dumnezeu iubește pe cel ce dă cu bucurie. Și spune aici, în versetul 12, 2 Corinteni 9 cu 12, căci ajutorul dat de darurile acestea, le spune Pavel, nu numai că acoperă nevoile sfinților, dar este și o pricină de multe mulțumiri către Dumnezeu. Oamenii aceia au mulțumit lui Dumnezeu din cauza, bucuriei cu care au dăruit ceilalți, din cauza generozității, din cauza bunăvoinței. Nu doar că nevoile lor au fost acoperite, dar au fost o pricină de multe laude și mulțumiri. De ce să fiu trist când dăruiesc pentru Domnul? Dacă asta aduce laudă și mulțumire lui Dumnezeu, oare n-ar trebui să fiu
bucuros? De ce să fiu trist când dăruiesc pentru Domnul? Oare pot eu să-L sărăcesc pe Domnul? Nu poți să-L sărăcești pe Domnul. Niciodată noi nu putem să dăruim mai mult decât Domnul ne dă nouă. Amin? Amin. Nu poți să-L sărăcesc. Nu se termină. La Domnul nu se termină niciodată. Să dăruiesc cu bucurie. Că nu poți să-L sărăcești pe Domnul. Și iată ce spune următorul verset, versetul 8. Da? Versetul 7 spunea, Dumnezeu iubește pe cel ce dă cu bucurie. Și versetul 8, și Dumnezeu poate să vă umple de orice har. Nu vă îngrijorați că nu o să mai aibă Dumnezeu să vă dea. A, păi stai un pic, nu pot să dau chiar așa cu bucurie, că dacă nu mai îmi dă Dumnezeu înapoi pentru nevoile mele, nu poți să-L sărăcești pe Dumnezeu. Dumnezeu poate să vă umple de orice har. Cu ce scop? Nu spune că Dumnezeu va face lucrul acesta, ci spune că Dumnezeu are, poate. Nu sărăcește niciodată, nu este în faliment niciodată, în criză niciodată. Dumnezeu poate să vă umple de orice har. Nu totdeauna o face. De ce oare? Pentru că aici spune, Dumnezeu poate să vă umple cu orice har, cu orice har, cu un scop. Și dacă voi nu faceți asta, pentru care El va umple cu orice har, nu vă mai umple. Spune aici, Dumnezeu poate să vă umple de orice har, pentru că având totdeauna în toate lucrurile din destul, să sporiți în orice faptă bună. Acum, hai să ne gândim așa. Cine dintre noi oamenii zice, am destul, tata, nu mai vreau bani. Am destul. Cine zice? Cam greu, nu? Cine refuză un salariu mai mare? O ofertă mai mult, mai... Cine zice? Nu mă duc la 10 ore la program, nu mă duc și sâmbătă, dacă am destul. Cu? Pierzi 200 de euro în plus sau 500? Nici nu știu. Da? Cine zice am destul? Cine zice? Dumnezeu zice. Amin? Când îți dă El, este destul. Când zice aici, când zice aici, Dumnezeu poate să vă umple de orice har, pentru că având totdeauna în destul, asta implică să ne și mulțumim cu ce ne dă Dumnezeu. Amin? În zilele și în timpul care ne pune la dispoziție ca să lucrăm. Să nu dorim mai mult. Atunci niciodată n-ai destul. Atunci niciodată nu poți să faci voia Domnului. Lucrul acesta implică că Dumnezeu știe cât e destul, și când ne trebuie, și să ne mulțumim cu ce ne dă Dumnezeu. Și atunci putem să sporim în orice binefacere. Putem să dăm mai departe și Dumnezeu iarăși poate să ne umple de orice har. Să dăm cu bucurie, n-avem de ce să ne îngrijorăm. Ultima observație sau caracteristică care aș vrea să vă menționez, dăricia plăcută Domnului trebuie făcută cu încredere. Cu încredere. De fapt, dăricia noastră a copiilor lui Dumnezeu depinde foarte mult de încrederea pe care o avem. Dacă noi vom da cu bunăvoință sau nu, dacă noi vom da cu generozitate sau cu zgârcenie, dacă noi vom da cu bucurie sau cu părere de rău, depinde foarte mult de încrederea pe care o avem. Ar trebui să dau? Sau nu ar trebui să dau? Ce se întâmplă cu banii ăștia? Este plăcut Domnului sau nu este? Depinde de încrederea noastră. De aceea, dăruția plăcută Domnului trebuie făcută cu încredere. Încredere în ce? Sau în cine? În primul rând, încrederea în Cuvântul lui Dumnezeu care ne învață aceste lucruri. Amin? Aceste lucruri nu le-am scris eu. Nu le-a scris nici fratele. Nu le-au scris nici cei care fac cursul de la colegiu. Aceste lucruri sunt în Cuvântul lui Dumnezeu. Amin? Avem noi încredere în Cuvântul lui Dumnezeu? Dacă avem încredere, atunci vom practica această dărnicie după învățăturile Cuvântului Domnului. Dacă avem încredere. Dacă nu avem încredere, dacă avem încredere în buzunarele noastre, în banii noștri, în puterea oamenilor de cumpărare sau a banilor, dacă avem încredere în ce zice lumea, atunci nu vom face lucrurile acestea. Dar dacă avem încredere în Cuvântul lui Dumnezeu, atunci le vom face. Dacă avem încredere în dreptatea lui Dumnezeu, dar de ce să fac eu așa? Este corect? Dar de ce să trimitem noi bani la ea? Dar de ce să ajutăm noi pe ea? Dar de ce să fac eu asta? Dar oare este corect? Este drept? Dacă avem încredere în Cuvântul lui Dumnezeu și în dreptatea lui Dumnezeu. Hai să citim în capitolul 8, 2 Corinteni 8, de la versetul 13. Spune aici Cuvântul lui Dumnezeu așa, căci eu nu vreau ca alții să fie ușurați, iar voi împovărați. Știți ce se întâmplă de multe ori?
intervine ceva foarte urât, dar foarte natural pentru om, și anume invidia. Așa se numește, invidie. Dar de ce să fac eu? Dar de ce să facem pentru ăla? Dar de ce ăla așa? Dar de ce ăla altul așa? Și noi vrem să facem noi dreptate. Nu suntem de acord cu dreptatea lui Dumnezeu. Eu nu vreau ca alții să fie ușurați și voi împovărați, ci să fie egalitate în vremea de acum. Prisosul sau, cum zice, belșugul sau ce este în plus pentru voi, să nu faceți cămări sau conturi în care tot se strânge. Așa cum vor oamenii. Da? Prisosul vor, aveți ce să mâncați, aveți o haină să luați, aveți un acoperiș deasupra capului, mulțumiți-vă cu acestea. Dacă aveți ceva în prisos, Dumnezeu are un plan cu acest prisos al vostru. Și planul nu este să stricați ambarele, să faceți altele mai mari. Sau să investiți în aur, sau în terenul, sau în, mă rog, că nu mai am ce să fac cu prisosul. Uite, Dumnezeu ne spune ce să facem cu prisosul. Dumnezeu spune aici că prisosul vostru să acopere nevoile lor. Pentru ca și la rândul lui prisosul lor, va veni poate vremea ca tu să fie în lipsă și alții să fie în... Dar eu nu vreau să stau la mâna nimănui, eu vreau să-mi asigur eu. O să fii tu un control peste ceva? Am zis mai devreme. Lasă-l pe Dumnezeu să-ți asigur. Nu poți să-ți asiguri tu. La rândul lui să acopere nevoile voastre, așa încât să fie egalitate. Dragii mei, frate și soror, nu pot să nu remarc că aceste versete seamănă puțin cu ideologia comunistă, nu-i așa? Ce aveau, nu? Să fie egalitate. Om de la bogat și dăm la săraci. Numai că acolo era puțin diferit. Luăm de la harnic și dăm la leneș, nu? Ceva de genul ăsta. Nu este comunism. Deși este un principiu bun aici. Da? Dar aici șeful este Dumnezeu. Nu este președintele Partidului Comunist. Da? Și Dumnezeu este drept. Dumnezeu știe lucrurile acestea. Dar avem noi încredere în asta. Avem noi încredere. Dacă vom avea încredere, vom face. El supraveghează, El știe. El supraveghează ca lucrurile să fie echilibrate și toți să se bucure și să ia Lui glorie. Știți ce lipsește în lumea de astăzi? Lipsește echilibru. Sunt foarte multe dezechilibre. Sunt foarte multe dezechilibre. Și omul nu poate să facă echilibru, dar Dumnezeu poate să echilibreze lucrurile. Dar trebuie să avem încredere în El. De asemenea, trebuie să avem, dacă facem o dărnicie plăcută Domnului, trebuie să avem încredere în slujitorii lui Dumnezeu. Și asta depinde în mare parte de acei slujitori. Și este important, ca și slujitorii ai Domnului, să fim de încredere. Și spune aici în 2 Corinteni, capitolul 8, versetul 20 și 21. În felul acesta, ne ferim ca nimeni să nu ne defaime cu privire la acest belșug de ajutoare de care ne îngrijim. Apostolul Pavel spune, s-au strâns de la multe biserici, s-au strâns aceste ajutoare și noi, echipa care vom manageria, care vom duce ajutoarele la Sfinții de la Ierusalim, o să facem în așa fel să fie totul transparent, să fie mai mult, să ne asigurăm că toată lumea, că nimeni nu o să aibă vreun motiv să ne învinuiască sau să se îndoiască că ajutoarele acestea n-au ajuns acolo unde trebuie. Și așa trebuie să se facă lucrurile și așa trebuie să lucreze slujitorii lui Dumnezeu. De multe ori, unii slujitori ai Dumnezeu spun, noi nu dăm socoteală înaintea oamenilor, nu dăm socoteală înaintea lui Dumnezeu. Așa spun ei. Dar ia uitați ce spune aici cuvântul lui Dumnezeu. Da? Mai întâi dăm socoteală înaintea lui Dumnezeu, dar uitați ce spune aici versetul 21, căci noi căutăm să lucrăm cinstit. Nu numai înaintea Domnului, că Domnul cunoaște inima, nu trebuie să dovedim ceva. Dar spune Pavel, nu numai înaintea Domnului, ci și înaintea oamenilor. De ce? Pentru că oamenii trebuie să aibă încredere. Amin? Și în mare parte, credincia noastră va depinde de încrederea pe care avem în Cuvântul lui Dumnezeu, în dreptatea lui Dumnezeu, în învățăturile lui Dumnezeu și în slujitorii lui Dumnezeu. Iar ceea ce facem noi prin rapoartele financiare, prin întâlnirea care am avut-o de dimineață, prin aceste lucruri care le discutăm și le prezentăm, este cu acest scop ca omul lui Dumnezeu să aibă încredere și ceea ce vă învăț din Cuvântul lui Dumnezeu este cu acest scop ca omul lui Dumnezeu, frații, surorile, să aibă încredere că acesta este planul lui Dumnezeu.
nu este de la un om și că Dumnezeu va purta de grijă. Iată, acestea sunt câteva caracteristici ale dărniciei plăcute Domnului. Trebuie să fie făcută cu bună voință, atunci darul este primit de Dumnezeu. Dărnicia și binefacerea sunt jertfe plăcute Domnului, nu le dați fritării, faceți cu bună inimă, cu bună voință, potrivit cu ce are cineva, cu ce ne are, nu să ia în discuție aceasta, ci inima să ia în discuție. Faceți cu generozitate, nu cu scârcenie. Ca să fie o binefacere. Dați-i și onorați-i pe Dumnezeu cu cele din tâi roade din tot venitul. Când Dumnezeu vă bagă ceva în casă, vă bagă ceva în buzunar, atunci, prima cheltuială faceți-o pentru Domnul. Nu ultima. Nu-i dați lui Dumnezeu resturile, firimiturile. Faceți-o cu bucurie, nu cu părere de rău. Suntem bucuroși că Dumnezeu vrea să folosească puținul nostru ca să influențeze alte vieți. Și faceți-o cu încredere. Domnul știe. Domnul va purta de grijă. Și Domnul să ne ajute la aceasta. Amin.